Binecuvântat să fie în numele Domnului. Aș vrea să încep printr-un salut care vreau să-l aduc din partea Bisericii Betesda, numărul 2 din Lugoj. Salutul se găsește în cartea Ieremia, capitolul 51, a doua parte a versetului 50, pentru frații din Canada și spune cuvântul Domnului astfel. Cei din pământul depărtat, gândiți-vă la Domnul și Ierusalimul să fie în inimile voastre. Pentru că a venit din cer Domnul la noi pe pământ. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Psalmul 8, versetul 3 spune în jos, când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să iei seama la el și fiul omului ca să-l bage seama? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. Așa era omul. În fiecare zi, în recoarea zilei, venea Dumnezeu și vorbea cu el. Avea slavă, cinste. Dar, în urma păcatului, Roman 6:23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă. Era Dumnezeu slavă la început, dar a fost dezbrăcat în urma păcatului și a auzit cum a ajuns omul. Psalmul 22, versetul 6, era un psalm mesianic despre Domnul Iisus și asta era starea noastră. Spune acolo versetul, dar eu sunt vierme, nu om. Așa face păcatul din oameni. Tit, capitolul 3, versetul 3 spune, și noi eram altădată robiți, stăpâniți de tot felul de lucruri, vrednici să fim urâți. Auziți de ce eram noi vrednici? Nu de dragostea lui Dumnezeu. Vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Și totuși este o șansă pentru noi. Aleluia. Isaia, capitolul 12, versetul 1. Te laud, Doamne! Ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit, m-ai mântuit. Cum? Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Și acum noi, care altădată eram străini, fără Dumnezeu, fără drept de cetățenie în Israel, prin jertfa Domnului, El ne-a apropiat, ne-a înfiat și ne-a făcut copii ai Lui. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! A venit la ai săi! Nu l-au primit! Dar tuturor celor ce l-au primit, l-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți, auziți? Dumnezeu nu are nepot, are doar copii. El îi naște, nu îi adoptă, nu îi înfiază, El naște copii. Și așa cum îngerii se citeau la timpul de rugăciune, au cântat la nașterea Domnului Iisus, vă spun că și la nașterea noastră au cântat. Când cerește bucurie când se întoarce cineva la Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! Au trecut 4.000 de ani de la Adam până la Domnul Iisus. O zi ca 1.000 de ani, 4 zile. Și așa cum în a patra zi a creației Dumnezeu a creat soarele, la fel după 4.000 de ani a răsărit soarele, care răsare din înălțime, Domnul Iisus pe pământ. Slăviți să fie numele Domnului! Și spunea prorocul Ieremia, în capitolul 31, versetul 22. Până când vei fi pribeagă, fiică rătăcită, Domnul face un lucru nou pe pământ. Care e asta? Femeia va peți pe bărbat. O, tinerilor, stați liniștite, nu despre asta e vorba. Dar 4.000 de ani, 4.000 de ani până la Domnul Iisus, noi neamurile eram afară? Afară. Au pus Gedeon semnul cu lâna, știți dumneavoastră? Lâna udă și pământul uscat. Și a doua oară, Doamne, știi ce? Să fie lâna uscată. Israelul reprezintă lâna. La început lâna era udă, proroci, vorbirea lui Dumnezeu, legea, slujbele, templu. Și noi toate neamurile eram uscate. Acum însă trăim în vremea celui de-al doilea semn. Când lâna e uscată, Israelul e sferă sevă și tot pământul e plin de cunoștința Domnului. Și a întors Dumnezeu fața spre noi, auziți? Un lucru nou pe pământ. După 4.000 de ani s-a întâmplat ceva nou. Femeia pețește bărbatul. Știi ce înseamnă asta? Oricine vrea să-L aibă pe Hristos ca mine poate să vină. Pe cine vine la mine? Nu-l scot afară. Îl primesc. Vrei să-L aibă pe Hristos ca mine? Vină. Te cheamă Domnul la pocăință. Slăviți să fie în numele Domnului. Un har. 4.000 de ani nu a fost așa ceva. Dar odată cu nașterea Domnului Iisus, cu plătirea prețului pentru noi, noi care eram străini, acum suntem copii în casa lui Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu nostru. Deși norodul era în așteptare, spune evanghelistul Luca, când au venit magii și au pus o întrebare, unde este împăratul de curând născut? Tot norodul s-a tulburat. Doamne, dar ce așteptare e asta? Că așa spune cuvântul, norodul era în așteptare și se gândea, nu cumva Ioan este Hristosul? Și când a venit Domnul Iisus, totuși a luat prin surprindere. Frații mei, istoria se repete, spunea Solomon că ce a fost va mai fi. Tare mă tem. Că norodul din vremea de astăzi este în așteptarea zilei Domnului. Și totuși venirea lui va lua pe foarte mulți prin surprindere. Și te ca capitolul 5 din Amos, versetul 18. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Păi cum ce așteptăm, Doamne? Să ne duci acasă. Auzi ce spune prorocul?
Pentru mulți ea va fi întuneric și nu lumină. De ce? Uitați-vă în cartea 2 Petru, capitolul 3, unde vorbește despre venirea Domnului Iisus, sunt prezentate acolo două categorii de oameni. Apostolii, care predicau și predică până în ziua de astăzi. Vine Domnul și ca drept urmare trăiesc o viață sfântă. Și zice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Și erau oameni bajocoritori care spuneau, Domnul nu vine, întârzie, nu va veni niciodată, nu o să aibă loc, astea-s povești. Și îi trăiau, spune și Petru și Iuda, în desfrânări, în pofte, două categorii. Apostolii spun, vine Domnul și trăiesc în neprihănire. Și bajocoritorii spun, nu vine Domnul și trăiesc cum vor. Însă în vremea aceasta, din urmă, o mai ieșit a treia categorie, generația hibrid. Știți ce e asta? Vorbesc ca apostolii și trăiesc ca bajocoritorii. Vine Domnul, toți spunem, vine Domnul, dar trăim cum vrem. Asta e tragedia mare. Toți spunem că vine Domnul, toți predicăm că vine Domnul, toți știm că vine Domnul, dar fiecare își urmează calea lui. Și spunea cartea Isaia, de fapt Ieremia, capitolul 5, versetul 31. În multe adunări mă doare că se întâmplă așa ceva. Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânești cu ajutorul lor și poporului meu îi plac astfel de lucruri. Și se termine cu o întrebare sfârșitoare. Ce veți face la urmă? Ce vei face la urmă? Că stătea așa acolo și se uita la aia care le merge bine. Le mergea bine, au mai mult decât le dorește inima. Și eu spus, eram să mă clatin, că mă uitam, Doamne, păi eu fac voia ta, eu mă străduiesc și probe, încercări, cuptoare de curățire și alții fac ce vor și merg din bine în mai bine. Dar au spus Asaf, eram fără minte. Că atunci când am intrat în cortul lui Dumnezeu, în templu, m-am uitat la soarta de la urma celor răi. Frații mei, haideți să nu ne uităm doar aici cât e lungul nasului. Haideți să vedem puțin mai departe. Vine o vreme din urmă. Și s-am uitat la timpul de rugăciune și vă spun ceva, frații mei. În psalmul 2, unde spune cuvântul, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Știți cum se finalizează psalmul? Dați cinste fiului să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră. Că mânia lui e gata să descopere. Asta avem o tăim noi, frații mei. Domnul Iisus nu mai este un copilaș pe care să-l pui dintr-o niestră la înalta, nu. El șade de data lui Dumnezeu. Și suntem în clipa când judecata astăzi înceapă de la casa lui Dumnezeu, cei care au cunoscut și nu au făcut. Doamne, lasă un duh de trezire, amin? Vine Domnul în curând. Ne va găsi oare gata pe noi? Ne va găsi cu inimile pregătite? Mesajul scurt pe care mi l-a pus Domnul pe inimă, un loc pentru el. Un loc pentru el. În Betleem, acolo, nu s-a găsit un loc pentru el. Spune cuvântul în Luca, capitolul 2, versetul 7, acolo în casa de poposire nu se găsea un loc pentru el. În cetatea aceea și era legitim pentru că era din sămânța lui David. Și evanghelistul Matei și evanghelistul Luca, unul merge pe genealogia lui Iosif, altul pe a Mariei, și amândoi ne arată că de fapt și Maria și Iosif se trăgeau din David. Era legitim să se nască în Betleem, o cetate neînsemnată. Și m-am gândit, știți că Dumnezeu e așa cum am mintea fratele aici, e specialist din lucruri mărunte, de nimic, să facă lucruri mari, că e Dumnezeu și face tot ce vrea, slăvit să fie Domnul. Știți, când vorbește Dumnezeu despre noi oamenii, are cuvinte care nouă nu prea ni le plac. De exemplu, Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 1, spune astfel. Un oarecare Lazar din Betania. Auzi, un oarecare, să spună cineva, tu ești un oarecare. Sau nimeni să nu fie cu nedreptate. Auzi, să spună cineva, tu ești un nimeni. Sau eu sunt un nimeni. Da, așa suntem noi. Oricine să fie supus stăpânirii. Însă în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 2, spune că era un scaun de domnie. Și pe scaunul de domnie ședea cineva. El e cineva, fraților. Noi suntem un oarecare, un nimeni, dar a venit cineva și s-a făcut asemenea nouă. Și când a venit aici pe pământ, nu era loc pentru el. Unde ar trebui să te simți mai bine decât acasă? Suntem plecați de două săptămâni și săptămâna aceasta cu ajutorul Domnului ne vom întoarce în țară, dar mi-e dor de copilași, mi-e dor de casă. Unde te simți mai bine decât între frații tăi, în familia ta? Dar știi ce a spus frații Domnului Iisus? Ioan, capitolul 7? Pleacă de aici. Pleacă de aici, du-te la ucenicii tăi. Nici acasă, n-are loc. N-avea loc pentru ei. A venit la ai săi, nu l-au primit. A mers în sinagoga din Nazaret, unde a copilărit, unde a crescut. Și deși la început spune cuvântul că norodul era cu privirea țintită spre el, la sfârșitul predicii l-au scos afară din cetate. Nu este loc pentru tine la noi. Au vrut să-l arunce jos. Dar l-a salvat Dumnezeu când nu era ceasul.
Am mers în Ținutul Gadarei. Era acolo un om care era spaima Ținutului. Menționat un evanghelist că pe drumul acela nu trecea nimeni. Era o legiune de demoni peste el. Și dacă romanii n-aveau curajul să treacă pe drumul acela, dacă forțele romane, dacă alții n-aveau curaj, spune cuvântul că îndrăcitul acela a venit și s-a închinat înaintea lui. O știu că e cineva mai tare. Aleluia! Spune cuvântul Domnului că după ce s-a întâmplat minunea aceasta, au venit gadarenii și au zis, știi ce? Pleacă de aici. N-avem loc pentru tine. Mergea spre Ierusalim, că știa că s-a împlinit termenul, trebuia să fie adusă ca jertfă. Și au zis către doi din ucenici, căutați-mi un loc de găzduire în Samaria. Și au venit ucenicii cu răspunsul, Samaria nu te primește, nu este loc, Doamne. Dar chiar niciunde nu este loc pentru tine, Doamne. Nu este loc. Și ucenicii au zis, știi ce? Hai să cubur un foc din cer, putea Domnul să nimicească? Doamne. Vorba unui frate, era mare putere din partea lui Dumnezeu manifestată să se dea Domnul de pe cruce jos. Dar mai mare putere a fost că l-a ținut pe cruce și ne-a mântuit pe noi. Slăviți să fie numele Domnului. Nu este loc pentru tine, Doamne. O mers în Ierusalim, că era fiul lui David. Și toate profețiile vorbeau despre un nou fiu al lui David, care va lua din nou și se citea aici din cartea Mica, că el va stăpâni peste poporul său Israel și era drept să ia scaunul de domnit, dar nu acesta pământesc, ci unul spiritual. Și când a intrat în Ierusalim, spune cuvântul Domnului că mulțimea asta așterna hainele pe drum, cântau plin de bucurie, era sărbătoare și interesant. Sărbătoritul plânge. Tot se bucură. Numai când s-a apropiat de cetate, a început Domnul să plângă. Știți de ce? El știa ce se întâmplă peste o săptămână. El vedea mai departe puțin. Ne uităm de multe ori în adunările noastre, atmosfere de sărbătoare, de bucurie și slavă Domnului, bine să fie că avem bucuria mântuirii. O, dar de câte ori, după atmosfera asta de sărbătoare, Domnul plânge. Că Domnul vedea că vor veni vremuri când Ierusalimul va fi săpat cu șanțuri, va fi înconjurat de cetele romane, mamele își vor mânca copiii și va fi dărâmat. Ce vreme tristă, vedea Domnul mai departe. Și a intrat Domnul în Ierusalim, însă după câteva zile, spune cuvântul, a pătimit dincolo de poartă, l-au scos afară, nu era loc pentru el. Și atunci când a văzut Domnul că nu este loc, nici în casa părintească, nici în Betlehem, nici în Samaria, nici în Gadara, nici în Ierusalim, o zice, știi ce? Am să mă duc de aici, mă duc să vă pregătesc eu un loc, că eu am locul în loc pentru voi. Dacă voi pentru mine n-aveți loc, eu pentru voi am un loc în împărăție. Eu am loc pentru voi. A venit un om la Domnul, Doamne, spune fratelui meu să parte cu mine moștenirea. Ar fi împărțit Domnul corect, cu siguranță, dar nu pentru asta a venit. Și spune Domnul, auzi, fiule, dacă fratele tău nu vrea să împartă cu tine pământul, vine după mine, că eu împart cu tine cerul. Aleluia. Hai după mine numai. Vedeți? El vrea acolo unde este el să fim și noi. Dar avea trei lucruri și apoi am să închei. Trei locuri pe care tu și eu putem să le dăm Domnului. Unu, dă-i un loc Domnului la masa ta. Amin. Am fost flămând, spunea Domnul Matei 25, și n-ați dat să mănânc. Spuneam anul trecut la noi, la Lugoj, la sărbătoarea nașterii Domnului și am provocat pe fiecare frate. Vă rog în zilele acestea, măcar o dată, dă-i de mâncare Domnului Iisus, măcar o dată. Cum? Simplu. Ori de câte ori ai făcut aceste lucruri celui mai neînsemnat, mi l-ai făcut mie. Era o familie de frați mai în vârstă, bătrâni, și se rugau Domnului, Doamne, du-ne acasă, neputința trupului, și la un moment dat, la un cerc de rugăciune, Domnul a vorbit. Am să vă pun la trei probe. Dacă le veți trece cu bine, vă duc acasă. Dacă nu, încă mai tău, să vă țin aici pentru curățire. Și s-au gândit frații, păi poate ne pune Dumnezeu să ne vindem casa, cine știe ce ne gândim noi. După câteva zile au venit la frați în vizită la fratele și la sora bătrâni, un grup de tineri. Că fratele vorbea din cuvânt și le-au spus niște experiențe frumoase și când să plece, sora le-a pregătit ceva de mâncare. Dar afară bate cineva la ușă. S-a dus fratele să vadă cine este. Un alt bătrânel. N-ai să-mi dai un pahar cu apă? Ba da, cum să nu? S-a dus și a adus un pahar cu apă rece, așa cum spune Scriptura. Dar după aceea a zis bătrânelul acela, nu-mi dai și puțin mâncare să mănânc? Și fratele gazdă n-o zis nici da, nici nu, dar în inima lui s-a gândit. Păi așa-și cerșetorii ăștia, cer apă, după aia cer mâncare și dacă le dai mâncare, vor mâncare și pentru ei de acasă. L-a lăsat acolo și a intrat înăuntru și soția a văzut că a vorbit, zice, ce ai vorbit cu el? Păi ce vrea și de mâncare, dacă m-aș da drumul la vorbire, știți? Dar dacă îi dai de mâncare și l-a duce în casă, nu te mai scap de el. Dar știți că Domnul cunoaște și gândurile inimii noastre?
O zis soția, du-te, cheamă-l, că unde mănâncă tinerii ăștia o să mânce și el. Și-a zis, du-ți fratele să-l cheme. Nu mai era la poartă, era ca la o rugătură de piatră. Și zis, hei, bătrâne, vin aici. Nu mai vin. Dar de unde ești? O ridicat mâna și a zis, eu sunt mai de sus. Și-a dispărut. Au venit niște oameni din zona aia, auzi, măi, n-ați văzut aici un bătrân. Niciun bătrân pe aici. Noaptea au venit, nu mai era bătrân, era tinerel. Și-a spus, te-am pus la prima probă. Și ai trecut-o numai pe jumătate. Că apă mi-ai dat, dar mâncare n-ai vrut să-mi dai. Dă-i de mâncare Domnului. Spune cu cântarea, dă-i acum din apa ta. Când iași ca vrejul, când cer, în veci de veci, nu o să ai prilejul. Acum ai vremea. Dă-i de mâncare. Dă-i un loc la masa ta. S-a uitat Saul, era lună nouă, trebuia să fie toți la masă. Și zice, este un loc gol. Cine trebuia să stea acolo? David. E locul gol. La masa ta, e locul pentru Domnul. Este un loc pregătit pentru el? Doamne, ajută-ne să te chemăm la masă cu noi. Dă-i un loc în casa ta. Găzduiește-l, primește-l. Am fost trăim, spunea Domnul, Matei 25. Și m-ați primit. M-ai primit. Un frate din America, în urmă cu ceva ani, a venit în România, a stat aproximativ 30 de ani în America, în Statele Unite, fără să meargă deloc în țară. Și după 30 de ani a mers în România, aici în America s-a întors la Domnul, și când a mers în România, au avut dorință să meargă în satul lui natal. Și a zis, vreau să văd dacă este biserică. Era într-adevăr biserică. Dar fiindcă fratele stătea bine financiar, așa mi-a pus Domnul pe inimă. Merg în satul meu natal și familia care mă va găzdui, am să-i dau $10,000. E o sumă extraordinară în România. S-a dus într-o adunare, probabil cam ca a avut dumneavoastră de mare, și era o seară de tineret, era o duminică seara. Și s-a uitat fratele, cine știe care tânăr mă va lua acasă și o să pună mâna pe banii de buzunar. Dar nu știa nimeni secretul, numai ești și Domnul. Dar s-a terminat slujba și tinerii aveau alte preocupări, nu de muzafiri. S-a trecut unul pe lângă altul. Unul cu altul. Și apoi s-a gândit fratele, vin familiștii, poate mă întreabă careva cum mă cheamă, de unde sunt. Dar n-aveau treabă cu fratele muzafir. Au plecat câțiva bătâni, au plecat și ea. Și a rămas fratele trist la poarta adunării. Doamne, dar chiar nimeni nu mă întreabă de sănătate? Și în timp ce stătea acolo, vine un băiat cu o bicicletă, fluiera, s-a oprit. Și zice, domnule, de unde sunteți? Sunteți de aici? Nu. Aveți unde dormi? Și fratele a spus, nu. Auziți ce i-a zis băiatul? Eu nu sunt pocăit, dar am fost de câteva ori aici la biserică și am auzit că e bine să primești musafir. Hai de la mine acasă. Ce lecții ne dau aia, câteodată aia ne dau lecții. Vine la mine acasă. Și-au plecat amândoi spre casă și l-au culcat în patul lui și tânărul și-a pus o saltea pe jos, o dormit pe saltea, dar fratele la marginea patului a început să se roage, Doamne, Tu știi ce hotărâre am luat eu, că cine mă va găzdui din statul meu să-i dau bani, dar asta nu-i pocăiți, să-i dau la asta. Eu spun, Domnul, da, dă-i la asta, că în privința asta dă lecții la pocăiți, dă-i. Și când s-a sculat dimineața, zice, măi tinere, hai să spun ceva, eu aveam bani de hotel, dar poftim ăștia în numele Domnului. A doua duminică, tânărul acela s-a dus la biserică și a povestit ce experiență a avut. Acum toți tinerii stăteau la poartă să primească musafir, dar au trecut oferta. Fraților, nu pentru $10,000, nici măcar pentru $1, dar într-o zi în casa ta va trece Hristos, Domnul. Aleluia. Și când va veni El în casa ta, va împlini nevoile pe care le ai. Dă-i un loc în casa ta. Știți că, uitați-vă în Scriptură, într-o zi treceau trei străini pe lângă cortul lui Avram, la stejarii din Mamre, și Avram le-a ieșit înainte. Haideți la mine acasă! Și atunci a primit făgăduința că se va naște Isaac, când o primim musafirii. Știți, avem noi o pildă, în toate adunările se știe. Copilul acela care atunci când a fost mare a vrut să facă musafir. Dar știți că Biblia fericește gazdele, nu musafirii. Biblia nu fericește musafirii, ci gazdele. Fiți primitori de oaspeți. O primit Sara și l-a făcut de mâncare și a binecuvântat-o Dumnezeu cu un băiat la 90 de ani. Uitați-vă dacă vreți femeia din Sunem, unde a găzduit pe Elisei și i-a făcut o odaie de sus. Deși era înaintat în vârstă bărbatul ei și n-avea copii, Dumnezeu a binecuvântat-o cu un copil. Uitați-vă la Rebecca, l-a primit pe Eliezer și cei cu care era împreună și cu cămilele și a găzduit și Dumnezeu a binecuvântat-o cu un sos credincios. Fii gazdă bună și Dumnezeu te va binecuvânta. Ia-l pe Domnul în casa ta. Și al treilea lucru, mai presus de toate, decât să-L primești pe Iisus la masă și în casă, primește-L în inima ta. Spune așa de frumos Apostolul Petru. Ne-L prezintă pe Domnul Iisus în trei ipostaze, în capitolul 1, în 1 Petru. Spune versetul 18 și 19. Știți că nu cu lucruri pieritoare a fost răscumpărat, nu cu asta.
Nu cu aur și cu argint, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Binecuvântat să fie numele Domnului. El a fost prețul pentru noi. Însă capitolul 2, apostolul Petru merge ceva mai departe și ne spune o altă ipostază Domnului Iisus. În capitolul 2, ultimul verset, spune că cerați ca niște oi fără păstor. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre, adică la Iisus. Auziți? El e mielul, dar e și păstorul. Știți că atunci când s-a născut Domnul Iisus, a fost culcat într-o iesle. Știți ce se pune în iesle? Mâncare pentru oi. Încă de atunci era prevestit că trupul lui va fi dat ca hrană pentru oi. Așa a spus el. Cine mănâncă pe mine are viață. Trupul lui a fost hrană pentru oile sale. Binecuvântat să fie numele Domnului. Însă apostolul Petru merge mai departe. În capitolul 3, versetul 15, ne spune așa. El este mielul. El este păstorul. Dar vreau să mai fie ceva. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Când e Hristos Domnul tău, nu mai faci ce vrei. Nu mai faci ce vrei. Psalmul 23. Domnul este păstorul. Înainte de a fi păstorul, el trebuie să fie Domnul tău. A spus unor tineri mei, știi ce? Ar trebui să vă botez cu telefoane cu tot. Da. Să zic, la unii tineri trebuie să fie botezate și telefoanele. Pentru că nu-i Domnul stăpân acolo. E telefonul. A spus la unii, auzi, pe voi ar trebui să vă botez cu portofele cu tot, cu pormoneu, că e tare greu. Nu-i Domnul stăpân peste finanțele noastre. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Ne place să fie Hristos păstorul nostru, să fie vindecătorul nostru, să fie unul care să ne înmulțească pâinile, dar oare îl vor proslăvi ca Domn în viața noastră? Două versete aminte și am să închei. Unul dintre voi mă va vinde, a spus Domnul. Și evanghelistul Matei spune că au venit 11 pe rând și să fim atenți la citire, au zis, nu cumva sunt eu, Doamne, Doamne, nu sunteți voi. Și au venit al 12-lea, nu cumva sunt eu, învățătorule, au zis pentru Iuda, nu era Domn, doar învățător. Nu cumva învățătorul sunt eu, tu ești. Și când îl oprins în grădină, învățătorule, el tot cu învățător era. Pentru ucenici era Domn. Ioan capitolul 13, la spălarea picioarelor, spune Domnul, voi, ucenicii, mă numiți pe mine învățătorul și Domnul. Și ziceți bine că sunt. Dar acum Domnul corectează, atenție mare. Deci, dacă eu Domnul și învățătorul. Aleluia. Eu zic învățătorul și Domnul. Spune Domnul, nu, eu sunt Domnul după aceea învățător vostru. Nu uitați, prima dată sunt Domnul vostru. Sfințește-L în inima ta pe Hristos ca Domn. Amin.